6 septembrie 2021 este anul în care comunitatea energetică din România își propune și propune o dezbatere în termenii cei mai direcți, deschiși, despre șansa pe care o are România, despre noua șansă a României, în acest simpozion român al energiei, noi fiind cei care încă din anul 2003-2004, într-un studiu elaborat la vremea respectivă, atenționam că cea mai importantă șansă pentru România o reprezintă energia. Multe lucruri s-au întâmplat de atunci, nu o să le comentăm. Fac doar o singură mențiune. La nivelul mondial, Consiliul Mondial al Energiei, într-un studiu făcut pe 94 de state, au demonstrat că în acest interval de timp 80% din cele mai mari erori făcute în domeniul energetic și în sistemele energetice s-au datorat deciziilor de natură politică și nu deciziilor luate de energeticieni. De aceea, poate astăzi este mai important ca oricând să revenim și să pornim de la noua șansă pe care o are România, respectiv energia, noua șansă pentru România. Și nu pentru că în acest timp s-a întâmplat ceva în mod spectaculos, vorbim aici în mod special și sesiunea și simpozionul este dedicat României, este o serie de evenimente care încep astăzi, 6 septembrie 2021, și sperăm să fie un eveniment la fiecare 2 ani care să pună accent, să sprijine decizia în această țară. În contextul dat, energia nu s-a diminuat ca importanță, ci a urcat an de an în topul agendei politice la nivel mondial. Atunci, adică 2003-2004, noi spuneam că trebuie să începem să fim conștienți că în fața noastră se află o trilemă, a și fost definită ca atare și s-au și făcut de atunci până astăzi nenumărate scenarii în numele acestei trileme, care sintetiza provocările omenirii. Și sumarizate, ele au fost stabilite în 3 mari categorii. Securitate, sărăcie energetică, adică inegalitate socială, și schimbările climatice. Nu s-a dat atenție. Sau nu s-a dat atenție suficientă. Cu timpul am început să realizăm că trăim într-un sistem de o complexitate infinită, cu o infinitate de factori care rup acest atât de sensibil echilibru în care trăim cu toții. Ce s-a întâmplat însă în ultimul an este, și cred că v-ați întâlnit cu sintagma fără precedent. În ultimul an, fără precedent, nivel și cotații pe minus la petrol, fără precedent. Fără precedent, o creștere într-un an de zile, de la minus la un nivel atât de mare al prețului petrolului în acest interval atât de scurt de timp. Fără precedent, creșteri atât de mari la prețurile energiei într-un interval atât de scurt de timp. Fără precedent, să se pună în discuție cu agresivitate și fermitate scoaterea gazelor naturale din mixul energetic. Fără precedent, angajamente de ordinul a trilioane de euro pentru sectorul energetic. Toate, și putem continua lista evenimentelor care încep cu sintagma fără precedent, până în luna iulie, și de aici vă propun să pornim. Nu mai facem analiza trecutului, facem analiza oportunităților și mulțumesc că exact la momentul oportunității a intrat în sală și domnul ministru al energiei, domnul Virgil Popescu, pentru că asta ne propunem noi, să discutăm despre aceste oportunități. În 14 iulie, cred că știți cu toții, la nivelul Uniunii Europeane, care și-a asumat ca și program de guvernare un set de măsuri intitulat Green Deal,
dar din care 37% din tot ce finanțează Green Deal-ul se duce către zona de energie, ceea ce iarăși este fără precedent. Dar în 14 iulie, după pregătirile făcute sfârșit de 2019-2020, în 14 iulie s-a adoptat, după părerea mea, cel mai important document din istoria Uniunii Europene, care va determina schimbări fundamentale, structurale, în compoziția și structura vieții economice și sociale a Uniunii Europene. Acest set, care astăzi este rezumat în 12 legi, vizează pe fond patru piloni. Primul, accent și injecție cu energie regenerabilă în toate domeniile. Deci energia regenerabilă nu va fi doar energie pentru producție, sursă pentru producția de energie în mixul energetic, ci o vom regăsi în clădiri, o vom regăsi în transport, o vom regăsi în industrie, o vom regăsi în agricultură, o vom regăsi în apă caldă, căldură, în viața noastră, în toate domeniile. Acest accent extraordinar pe energie regenerabilă este de asemenea fără precedent, însă el este susținut de un set de alte 5 măsuri pe care o să le rezumăm, pentru că ele toate se regăsesc în ceea ce ne interesează pe noi, România. Primul, toți pilonii, vreau să vă spun, sunt extraordinar de importanți pentru România. Adică aș putea să spun că este o haină croită după oportunitățile pe care le are România. Energie regenerabilă, vă este cunoscut, suntem una dintre statele care se situează cu un potențial de energie regenerabilă, fotovoltaic, potențial offshore wind, onshore wind, biomasă, biogaz, geotermie, care pot acoperi întregul consum, putem da și în afara României, în regiune. Locul 2, ceva extrem de important pentru România, intenția de a schimba gazele naturale cu gaze din surse regenerabile. Mega impact pentru o țară ca România, care are resurse atât de importante de gaze naturale. Locul 3, susținere prin ajutor de stat și subvenție explicită pentru bioenergie, pentru valorificarea capacităților și surselor, dar în mod sustenabil, din zona bioenergetică, în așa fel încât să nu afectăm pădurile, să nu afectăm masa vegetală, să nu afectăm ecosistemul. Și al patrulea pilon, de asemenea foarte important pentru România, eficiența energetică. Uniunea Europeană a început chiar cu această sintagmă, energy efficiency first, dar pentru noi este extraordinar de important pentru că potențialul, noi fiind țara cu cea mai mare intensitate energetică, adică cel mai mare consum de energie pe unitatea de PIB, aici este și potențialul cel mai mare. Și în această lună, Uniunea Europeană, în continuarea acestui pachet, va veni cu ceea ce au numit noul val al renovării, adică un set de reglementări specifice ca să încurajeze renovarea masivă într-un ritm accelerat al clădirilor, pornind de la clădirile publice, acum se duc către întreprinderi mici și mijlocii și mai departe către toate clădirile. Vorbim de 35 de milioane de clădiri țintă până în 2030. Acum, câteva elemente pentru oportunitățile pe care le avem vis-a-vis de energie regenerabilă. Ce se spune la energie regenerabilă? Domnilor, valorificăm potențialul pe tot cuprinsul Uniunii Europene, deci pe tot cuprinsul României, da? Valorificăm cu tehnologie europeană, Europa fiind lider mondial în zona acestor tehnologii. Valorificăm prin susținerea explicită financiară a energiei regenerabile. Cum? Și au țintit 14 miliarde de euro pentru fotovoltaic pe an, 35 de miliarde de euro pentru eolian pe an, 40 de miliarde de euro pe an pentru electrolizoare. Scopul este 4 gigawați electrolizoare pentru producția hidrogenului, deci hidrogenul în zona pilonului de conversie a gazelor în gaze
din energie regenerabilă, cheia este hidrogenul. Deci, pentru hidrogen, 40 de miliarde pe an, 6 gigawați, 6 gigawați până în 2024, 40 de gigawați până în 2030, 1 milion de tone de hidrogen până în 2024, 10 milioane de tone până în 2030, 14% din mixul energetic va fi din hidrogen 2050. Ce înseamnă asta? Hidrogenul poate fi și este acum definit de Uniunea Europeană, i s-a dat o definiție, a început reglementarea până la sfârșitul anului, vom avea setul de reglementări pentru a-i se confirma, certifica calitatea, i s-au stabilit culorile și este admis și hidrogenul care vine prin decarbonizare. Cheia o reprezintă decarbonizarea tuturor domeniilor. Deci, în final, va trebui să nu mai apară carbonul în nici o formă și materie primă energetică. Ca atare, cea mai importantă țintă, mie mi se pare extraordinară, 40% din materia primă energetică până 2030 trebuie să fie din surse regenerabile. Gândiți-vă ce potențial este acesta, mai ales că pentru a susținere se vorbește așa. Până în 2026 încă va mai fi subvenție pentru tehnologii. Din 2006 zero susținere. Ca atare va trebui să valorificăm acest interval de timp și să valorificăm ce? 70 de gigawați din Marea Neagră. Să valorificăm onshore-ul, onshore wind pe tot cuprinsul României. Va trebui să valorificăm fotovoltaicul pe tot cuprinsul României, dar și pentru toate clădirile. Și vă dau o singură cifră. Avem 127.000 de clădiri în zona guvernamentală, administrației publice. Dacă începem cu cele 127, ținta este așa, 9% din consumul anului 2020 trebuie să se reducă până în 2030. Ca atare, 1,5% pe an. Ca și comparație, dublu față de ce s-a întâmplat până acum. Pentru aceasta, vă susținem să începeți prin acest nou set care apare luna aceasta de valul de renovare, să susțineți prin echipamente, tehnologii, instalații, renovarea, eficientizarea, reducerea consumului în toate clădirile publice. Gândiți-vă la motorul economic, gândiți-vă la numărul de locuri de muncă, gândiți-vă la materiile și materialele valorificate și introduse în circuitul economic. De aceea spun că este șansa României, pentru că toate companiile de construcții montaj din această țară, puternic, puternic afectate în acest interval de timp, au o șansă să se reinventeze. Noi ne aflăm și simpozionul acesta are loc în această sală, în această clădire, nu întâmplător. Aici este sediul ISPE, este sediul Institutului de Studii și Proiectare în Energie, care a proiectat și gândit întreg sistemul energetic al României. Deci nu este întâmplător. Ai pe aici s-au perindat toate mințile strălucitoare și de geniu ale sistemului energetic, până astăzi inclusiv, și le dorim sănătate să mai reziste.